Hai dineața de după miezul, my friends, să vă fie plăcinta dulce cu dovleacul șmecher și cu ce mai vreți voi pe aici. Azi dimineață am fost trezit, să zic așa, ante-alarmă de băieții de la Chimailer, care au zis: ia mă, dar aici și joacă și tu ceva, că prea stai cu miloaga după noi și noi nu-ți dăm nimic. Fapt pentru care, iete că ne-o trimis așa să ne dăm de haolin cu treaba asta, cu camera pacii. Am zis să încep în modul ăsta. De ce? Pentru că nu știu absolut nimic despre joc, nu știu absolut nimic despre ei. Știu doar că e la categoria indie, ceea ce înseamnă că nu o să avem o grafică prea ieșită din wow. Și se pare că e ceva legat de fotografie și de alte nebunii de genul ăsta. Așa că nu mai stăm să ne uităm în stânga, în dreapta, și îi dăm cu New Game din start, din prima. Să vedem cu ce să mănâncă treaba asta. Și bineînțeles, grafica e în stilul Vigor, un pic de PUBG mai vechi sau ceva Fallout din ăla 3. Sau dacă e să o luăm așa, din serialul Metro, că pare un pic cu ceață. Ia uite, direct ne-a lovit tristețea. Începe în joc cu triști. Individul numărul 1 și individul numărul 2. Посмотри сам, если хочешь. Аулю, по-русски. Нет, говоришь по-русски, говоришь по-румински бы. Ника, сон бурдат оста, со скула до жос. Рыбы, карима рыбы, оста и рыбы. Ага. Deci avem o lanternă, avem un cuțit, o cameră, un X și 0, o haleală 1 și aia pare a fi baterie 0, da? Sau aia e cruce, nu știu, health, ce-o fi ea. Aha, ok. Deci ăsta e inventoriu, bun. Pare așa un pic cu amețeală. Cred că nu se simte bine caracterul nostru și are un pic de greață în suflet. Ia uite, păiangă nu ce a făcut aici. Pare și un pic bazat pe exploring. Deschidem sertarul. Stai, cu ce use înseamnă A. Ok, A. Nu vrea să ne lase să use de acolo nimic. Dar ne lasă să use cutia. Ok, deci putem să luăm cutii, care aparent lasă urme pe perete. Putem și din asta să use? Nu putem. Opa. A căzut și conserva. Băi, fraților, fiți atenți, deci asta, dacă nu e în Rusia, e o mispopă. Asta e oală din aia tipic rusească, mă, fraților. Cred că aveau și străbunicii și bunicii și toată nația noastră a prins așa ceva după vremea lui comunism. Aha. Deci ne putem lăsa și în jos. E bun. Dărâmăm ce putem, alea. X-ul sare. Și ce face? Let's go. Ok. Nu știu unde mergem, dar mergem. Idiom. Go. Tăpinie, davai. A, deci trebuia numai să merg ca să înceapă cinematicul ăsta să mă arate că sunt deprimat când mă duc undeva. E bun bunuț. E bun frumos așa.
35 de milimetri. Deci am plecat de acasă, am lăsat pe Iangăni singuri la geam. Toată lumea e tristă. Mă rog, pseudo-tristă, da. E bun. Everything is dandy. Oh, stai mă, că acum trebuia să merg eu. Ia uite pe ochii în altă parte, pe aici. Ăsta se ducea singur de nebun înainte. Dar nu pot și eu să alerg o țărică. Nu știe alerga ăsta. Nu știe numai sări. Aha, nică știe să alergă. Păi e bișniță așa, frate. Ăsta merge singur pe aici, pe unde are el treabă și mă duc și alerg de nebun. Mergem aici la cocioabă să găsim ceva. Nu știu dacă și găsim. Ai o baterie de trabant. Nu cred. Bă, dar e 1 la 1, mă. Vai cât de șmecheria. Thank you, Keymailer. This looks awesome. Na, unde s-o dus ăla? A, uite-l cum stă acolo ca tristul. Îngâfâie caracterul, mi-a obosit. Hai da, tăgădâm, tăgădâm, fugeam. Nici ce față de alcoolist are ăsta. Deci că o sudat, toată noaptea o sudat la sticle. Niște skid mark-uri pe asfalt, pe asfalt, de unde e asfalt, că ăștia-i sărăcie lucii. Ce face? Ei, nasol, că eu nu prea înțeleg ce vorovesc ăștia aici, așa, dar deducem noi cumva, nu? Nu e optim. Eu ce fac aici? Cum culeg chestii? Că vreau să adun. Так, minutku. Все верно. Скоро будем у дороги. Da, da. Așa e. Cum zici tu? Eu am înțeles tot. Dacă nu avem subtitrări pe cuvânt, nu înțelegem mai bine. Perfectamente, bă, băiatule. Oare dacă mă duc eu așa de nebun înainte și alerg, zăpăcitul ăsta vine și el mai repede după mine sau stă așa în penumbră ascuns? Igor. Trebuie să-i botezăm pe ăștia ca să știm care cine îi. Care-i 1 și care-i 2? Așa mă trăznește ideea când... Deci nu face nimic, practic... Nu se întâmplă nimic momentan. Și eu trebuie să stau după asta? Aici bate soarele în ceață. Mă, ăsta ne duce în pădure să ne taie. Eu îl las în urmă, mă duc înainte, că dacă stau după asta, așa ne prinde Halloween-ul următor, fraților. Ăsta nu-i hotărât ce vrea să facă. Ia uite-l și tu cum intră în pădure. Vai de capul tău. Foarte mișto. Opa, care ești? S-a îmburdat boschetul. Vai, dar cum se aude din toate direcțiile, așa de dezorientantă e treaba asta. Hai, ceva, ceva și voi?
Uite, Vevera. Ia uite, mă, cum se duce ea. Să adune nuci. Unde te duci? Hello. Ia uite-o cum aleargă. E cam pătrată, dar e ok. Are coadă, știm că e veveră. Nică, s-a dus în pom. Băi, pe bune, dă-te jos. Asta nici acum n-a ajuns la mine, după ce când m-am oprit să stau cu veverița. Da. Am înțeles. Iarba troznește, crengile se rup. Nimica nu e nou sub soare. Aia, yeah. Stai că am ajuns să vedem, l-au adus și pe ălălaltul. Freză făcută cu castronul, cu cereale. Igor și cu Caveman. Nu-mi zice că ăsta se duce la mașină. Pentru că nu se duce el, mă duc eu. Trebuie să vedem dacă are ceva. Nică, s-a umblat. Auzi-o cum scârțâie. Are vedere. Fii atent că la ăsta trebuie să insiști tu. A, uite mă, eu nu mă rusesc, mă frate, uite, vezi? 36 din Rusia, nașpa. Aia e. I-am luat băiatului sticla de apă și mergem. Nu știu unde mergem, dar mergem, ne ducem înainte. Cu tovarășul Igor. Ce faci, mă? Băiatul, de ce faci poză? Stai că trebuie să ne instructeze acum ce să facem. E cu loading. Ai de viața mea. Nu. Vai, ce voce suavă de fierăstrău am. Să înțeleg că astea acum ce îmi scrie pe ecran sunt de fapt gândurile mele, nu? Dar pun și cum o scot? Aaaa! Am înțeles ce am făcut. A, am făcut o poză. Ok. Și acum, aha. Stai că scoate-mi cuțâtul, că noi suntem din ferentari. Băiatul, n-a la gleznă. Oare pot să-l înjunghi pe ăsta? Desfă-mă conserva. Nu vrea.
Dă pe lângă. Hai să vedem ce e aici. Znuma fire rupte. Aha. Ia antenă fâs. Vaaa, bă, dar ăsta nu-ți dă niciun indiciu ce să faci și tu și pe unde și pe de-astea. Și eu trebuie să ce să fac, să ascund ăsta. Aaaa, deci eu așa le adun. Stai că a venit câinele, mă. Privet, hello, doggy. Hai că ți trebuie să-ți fac o poză, că ești haios rău. Ia de aici. Clanț. Stai că nu... Dar pe cuvânt că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Aaa, așa deci. Aaa, ce șmecherie. Așa, boss. A, hai că e frumoasă treaba asta, am înțeles cum se folosește ăla. Dar totuși, parcă aici mai lipsește ceva, nu? Trebuie să-i fac ceva la ăsta? Dacă ăsta s-a dus acolo. S-a dus de nebun înainte, trebuie să caut, să văd aici ce găsim la mașinuță. Haide mă, deschide ușa. Nu se poate. Nu se poate deschide la asta. Nu se poate nici sări pe ăla. Do not need to go far. Stai mă, eu cum explorez dacă nu mă lași să mă duc? Ioi, că bate și viscolul, auzi la el. Aia e, mergem cu ăsta. N-avem ce face, ne semi-obligă. Vrem, nu vrem, trebuie să mergem cu el. Eu merg înainte, că cine știe cât durează. Drumul e lung și anevoios și dacă merg cu ăsta încet așa. Iar mă ia cu halucinogene din alea. A, uite, a venit toamna și la ăștia. Plouă cu frunză. I need to wait for my mate. Really? Really? I have to wait for the guy. Și ăsta e pierdut în neant, uite-l cum vine. Vai sufletul. Haide tu, dă din picioare, pune stângul în fața la dreptul și haide am. Hai de viața noastră, cât de greu să mișcă ăla. Poate totuși acum mă lasă, că s-a mai apropiat. Așa, cinematic, se întâmplă ceva. E, gata, e topită problema. Ursul, bă! Vine ursul pe antenă. Fugi.
Dar nici nu mă uit în spate, nu știu, eu fug, dar nu știu unde mă duc. Poate s-a împiedicat tovarășul meu și îl mănâncă pe ăla. Hai de capul meu. Nu. Băi, nu mai alerga mai repede decât mine. Pe tine trebuie să te mânce, nu pe mine. Deschid eu ușa. Ia uite cinematicul. Gata, s-a deschis. Vrei asta, domnul drag? Welcome. Nico, pușcat ursul. Păi inițial am avut startul mai bun, frate, dar uite că mi-a dat asta la glezne. M-am uitat după urs și m-a depășit, m-am transformat în alta aia. Dar bine că a avut ăla pac-pacul la el și i-a dat la urs popcorn și s-a liniștit puțin problema. Acum mi-am dat seama cum se simte un sandwich. Sau un fast food, mai bine zis, că eram destul de pe fugă. Dai că trebuie să ne trezim acum, dă-i cu au. Hai de capul meu, ia uite frate, dispensarul din comuna, o placa de sus. Direct patul comunist. Aici nu știi dacă ești la morgă sau la spital. Băia tu, medicinul, ia-l, ia de aici. Ia uite, ăștia s-au scăpat pe ei pe aici. Apă. Avea mască de gaze ăla. Ia auză-l ce să moare ăla acolo. Eu nu știu ce trebuie să fac aici. Probabil trebuie să ies, așa-i? Ai de viața mea. Sticluțe pe peste tot. Adică dacă ar fi de găsit, aici putem? Nu putem. O iau așa prin excludere. Ia-uzi COVID-ul. Hai să intrăm la COVID. Ne dăm medical după. Nenea, ești bine? Uai, dar ce soi de Ebola te-a lovit, fratele meu? Hai s-o tăiem de aici așa repejor, că nu se știe, poate sare pe noi să ia treaba asta și nu... Nu e bine. Ia uite, mănușuri alea. Aici? Cineva? Îi bâzâie muștele pe ăștia, bă, băiatule. Haide. Încercăm ușa 2. Mă rog, nu e ușa 2, e ușa de peste drum. Opa. Ai de capul meu, mă, dacă ăștia se ridică la mine acum, am îmbulinat-o rău de tot. Tu zici că suferinți de ceva COVID ăsta. Băi, dar mi se pare fascinant câte chestii din astea regăsesc ca fiind în realitate, știi, de pe vremea copilăriei. Ăsta mai e viu? Nu mai e viu. Hello. Ia ai de capul meu, mă, dar așa presimt că o să sară ăștia pe mine într-un fel. E un pic fricuț, o să zic așa, de ce se poate întâmpla. Ăștia-s leșinați pe aici. Ăsta-l bâzâie musca. Ăsta au fost doctor, frate, cred. Aici putem lua ceva? Formularul de externare. Patient admitted as signs hemorrhagic fever. Oh, nasol. Drainage, alea. Am înțeles. Ia că se poate aprinde lumina. Ăștia au plătit factura la curent.
Mânăm și noi pe cineva, nu putem. Bă, ceva mai... se mai poate lua pe aici? Nu se mai colorează nimica, văd. Niște medkit-uri, niște de-astea, o foarfecă, ceva, să ne tăiem dușmanii. Și mi-a dezactivat și sprintul pe aici, ca nu cumva să pot să fug. A intrat în cinematic. Îmi aud pulsul în timpane, e clar. Hai să vedem ce se întâmplă. Opa! Bună dimineața! A, deci eu doar am visat, mă. Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Ну, ну, зиг нимика, стали нищие. Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Окей, сейчас там еще уйдем на фок, а сейчас он темплом. Никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Ready for what? What happened? Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, пандемия не смог взять но? На себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталей. Но никто ведь не знал, мама, что это медицина здесь пандемик, уже висит. E clar, dacă vorbesc de spitale, de bătaie pe locuri, subiectul e foarte grim. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно. Ага, trebuie să mă duc să aduc apă din fântână. Unde-i fântâna? Asta nu e fântână, clar. Dar nici nu știu unde e intrarea și unde e ieșirea. Cred că aici e ieșirea. Dă lopata jos din ușă. Da, aici e ieșirea că e urs. Stai mă, ce să facem? Stau cu cuțitul afară, că direct... îmi dau ăștia panică. Pe scară ne urcăm? Nu ne urcăm. Ok, ăla e al meu. N-am treabă cu el să-i dau fault. Și trebuie să găsim fântâna din... ce-o fi ăsta, pseudosatul... de la poplaca. Aici e ceva noi. Ok, ăsta e atacul. Nu știu de ce îmi dă vibe-ul că trebuie să mă pregătesc de ceva foarte rău. Deci dacă ne uităm găsim ceva, oare? Sau ăștia n-au ușă? Ăștia nu intră mă în casă? A, bă, da.
Алло. Да, ну. Ну, се пуате по холу. Și ăsta trebuie să-l iau cu mine, cumva? Băi, stai! Uite, frate, clasica paporniță de rafie din obor, băi, băiatule, băi. Cine a stat în București e papornița asta pe din afară. Asta se ia? Sacoșul lui Vuitton, exact, frate, exact. Din aia cu mânere largi. Oh. Vă mai aduceți aminte melodia asta? Mie îmi seamănă puțin cu ceva din... Ia și bricheta că-s treabă. Behind the farm. Stai mă. Aaa, fii atent șmecherie că... Cu sacoșul pe... Vai de capul meu. Da, știu că mi-aduc aminte, parcă văzusem și pe la știri că au scos o prostie din asta. Dar tare, tare anul ăsta mi se pare ideea să iau un amar din ăsta obosit și să îl transform în mare fiță. Băi, fraților, eu m-am pierdut pe aici, vă jur. Aha, this is the well. Stai că am găsit fântâna. Unii găleata. Trebuie să iau găleata din șopron. Câteva mii de euro. Și acum îmi stă minte în loc când mă gândesc că există persoane care chiar ar fi dat banii aia. O amărâtă de sacoșă de rafie de 5 lei, frate, din România. Păi câte de-astea n-aveam eu la țară, cred că până acum am luat în vilă de banii aia. Incredibil. Bâzâie muștele pe aici. Scaunelul? Sau unde e mă aia? I have found the bucket. Dă-te încoace bucket. Vai cum s-a auzit. Ce-i ăsta? Conservă, dă un coa. Baterii, dă-le încoa. Niciodată să nu subestimăm puterea bateriilor. Și aici fii atent fază că... It can't be cut. Da, bine. Ia de aici. Eee? E? Vezi? Și acum ești fiță. Dar trebuie să mergem acum să-i umplem lui ăsta găleata. Ne-a apărut oare? Uite aici că avem găleata apărută. Mergem pe fugă și de îndată și în grabă să umplem găleata buclucașă, frate. Aici era oare? Nu era aici, următoarea. Ei, ieșim în drum. Ne calcă ceva? Nu. Deci până acum am început bine. Ne-a alergat ursul prin pădure. A vrut să ne mânce. Și cum pun găleata?
А, супер. Галята. How do we do that? Am înțeles, scură pe jos. Ok. Poate nu e asta fântâna. Mergem mai departe. Mai și ascultăm puțin că nu se știe. Hello? Nobody's in the shitter, as expected. Ne-a consumat bricheta? Nu. Vai, ce bine. Hello? Very unprofessional din partea mea. Am intrat de zici că eram la mine acasă și nimic nu mi se putea întâmpla. Stai că e mai safe să dăm cuțitul jos momentan. Poate așa ne arată și nouă cu ce putem interacționa de pe aici. Uite apa. De fapt nu e apă, e vodcă, da. Nu ne place să credem că ăștia consumă apă, da? Să nu încurajăm consumul de băuturi spiritoase și dezinfectanți naturali. Bă, nici am crezut că e unul acolo. A unde-i fântâna? Aici oare? Da. Nu. Asta se deschide? Nu se deschide. Nici aici nu e bine. Unde mă duc, frate, că deja m-am pierdut? Ăsta e încuiat. La shit house am fost. Gata. Și m-o lătrat câinele, mă. Recalculare traseu. Dacă furăm pe partea aia și nu a mers nimic. Aia e nabelea. Uite și tu cum să-ți găiești asta la mine. Ia, dă-te jos de aici. Pot să o dau jos. Degeaba. Poșta ceva. Aici? Se poate? Prin fundul curții? Fii atent, bă, că ăștia au gardul bun. Nu se poate așa ceva, trebuie să intru pe poartă. Incredibil. Hai. Aici e bine? Întâi verificăm shit house-ul, as always. Hello? Nimeni. Nu era ocupat. Dar cum pun găleata aici? Cum faci chestia asta? Cum utilizezi? Că n-am decât astea 5 chestii. Cum? Rick nu vrea. Ce-i faci? Haide, pune-o aici, aici. Nu vrea. Apa picură, țupurește, da. Nu știu, frate, cum.
Oare în astea e ceva? E pauză, e gol. Gol ca în sport. A, uite, șoșoni. Hello? Ei, ușa închisă acolo, nu deranjăm încă. O, uite și clasica carpetă, bă, băiatule. Uite, lumânarea de ce nu o aprinzi? A aprins focul de tabără, dar lumânarea nu vrea să o prindă. Aici ceva? Nu? Pe ăsta-l luăm? Nu-l luăm nici pe ăsta. Aragazul albalux, tipic românesc, treabă de-aia cum se poate. Aici putem să dăm focoare. Fac un pic de cald. Nu, n-avem interacțiune. Deci am intrat degeaba în coteț. Și dincolo am venit. Deci trebuie să mă întorc așa. Aici. Dar ceva e în neregulă, că nu... Ăla m-a pus să-i aduc apă. De unde să-i aduc apă? Fântână nu găsirăm. Aici ăsta nu vrea nimica. Ia că fac eu altceva, frate, și intru înăuntru. Și mergem așa pe aici. Poate totuși o fi ceva și noi n-am găsit pe interior. Astea putem lua? Nu mă las. Ăsta tot așteaptă să-i aduc găleata cu apă. El poate să așteaptă mult și bine. N-am de unde o scoate. Aici ceva? Afară de ceață. Nimic? O cazma? Nici. A zis să iau găleata și să mă duc la fântână. Dar unde-i fântâna? Astea nu-s fântâna, clar. Astea sunt mini cisterne. Deci, unde-i fântâna? Trebuie să le căutăm iară la ăștia în shithouse, că poate sare ceva pe mine. Nu e. Aici oare se poate intra? Supurică, deschide ușa. Dă-s eu lăscărelul. Aici vrea? Nu vrea. Fii atent că în asta nu mă lasă să intru deloc. De bun. Păi bine, am înțeles, dar cum pun găleata? Uite-o că o am. Cum să pune? Ok, asta navighează între ele. Asta mă mișcă, asta se mișcă cartea lui pește. Y nu face nimic, X-ul sare, A-ul nimic, ăsta nimic. Mă, ce ratez? Ce? Stai că ne uităm puțin la control. Nu pe aici. Instrucțiuni. Ok, food first kit, ok, nebunii alea. Using the camera, ok. Deci unul merge, da? Doi aleargă. Trei usare. Patru se lasă pe jos.
5 pălește, 6 le ia. 7 le îi lanternă. 7 cu 8 îi lanterna specială. Am înțeles, da. Deci nu se întâmplă absolut nimic. Nu suntem unde trebuie, înseamnă. Dacă îi luăm băncuța, nu putem să-i luăm băncuța ăstuia. Mai încercăm o dată la ăsta aici acasă. Poate totuși ceva ne-a scăpat. Ok, să scurge ceaiul, am înțeles. Dacă dau cu cuțitul în chestiile astea, oare se întâmplă ceva? Ia, poate lăsat pe jos, operăm lui Vuittonul ăsta. Nici. Mă, frate, dar ce-mi scapă? Ce nu-i bine? Ce nu fac ok? Arde lumânarea. Deci eu căzu raftul. Poate vezi acum că ceva sare de aici. Nu e, deci nu e nici aici. Dar uite și tu să facem mâine, mă băiatule. Aici vrea să fie. Dar nu e săpată, doar nu vrea să sap eu acum fântână sau să mă agăs de asta, nu? Am luat-o și pe aia. Nu știu ce era, cred că era ceva de mâncare, nu? Da, era o conservă de mâncare. Aici oare la partea asta să opere? Don't need to go far. Păi bun, și atunci dacă don't need to go far, where do I go? Uite, ăștia erau șmecheri, aveau apă, ești nebun. Trebuie să stingem bulestrica, că poate să consumă bateriile și rămânem în beznă. Nu e nici aici. E, na, poftim. Dar nu pot să iau nici oala asta de aici. Deci ăștia aveau și TV. Cănuță, alea. Nu mă prind. Ce nu... Ia, aici era pe curent, pe bază de curent, întrerupătorul unde-i? Nu e. Da, dragii mei, ne aflăm într-un mic impas. Și anume, nu găsim... Ia, ăsta o fi. Fii atent că ăsta îi.
Stai să băgăm, să dăm cuțitul jos din mână. Gata, frate, fii atent. Se duce căldarea după apă. Vai, jur, deci mi-am auzit copilăria. Fleșcăiala aia o auzeam de când eram copilandru pe la 5 ani la țară. Și s-a rezolvat asta. Gata, direct fugă marș înapoi la ăla cu găleata, că cine știe ce... Cine știe ce ne pune să facem, să o fierbem, să mai știu ce alte alea. Ia uși ce croncăne. Du-te de aici tu, cioară. O veni ceva după mine, mă? Băie de capul meu. Ce vibe creepy poate să dea chestia asta. Hai să-i dăm ăstuia găleată. Ia de aici. Prinios? Da. Păi bun, zi ce vrei să fac cu ea. Prășu cu stălu. Gata, boss. Stau aici pe lădiță. Doar n-o vodka aici la fratele tău. Nu știu, zdrognem? Nostra-nzdrovie. Hai. M-a pus să mă duc după apă ca să bem vodka. Ровной дороги на... Cine? Петрович. Петрович, îl cheamă sau mă cheamă? Mă cheamă Петрович. Deci gândiți-vă voi ce logică a putut să aibă ăsta de m-a trimis să caut găleată și apă ca noi să bem vodka. Îl înțeleg într-un fel, că na, apă, ruginim, alea, ne doare stomacul, nu e... Apa nu face bine la organism. Ce ar putea să facă apa bine? Idiom, Petrovici. Stai, mă, lăsăm astea aici, așa, nu facem și noi curățenie după noi, nu ne luăm... Nu ne luăm aparent, plecăm așa de nebuni. Ia uite-l cum se duce. Ciocafloș, ciocafloș. Se aude când merge ăsta de... Da, da. Se aude de parcă are apă în cizme. Ia uză-l. Fleș, fleș, fleș. Păi da, acum... Tu n-aveai nicio vină că... După logica ta era normal să te întorci cu apă, da. Omul dacă avea experiență, îți dai seama că ei voiau apă distilată, nu așa. Dar să știi că am găsit niște elemente foarte, foarte șmechere din copilărie, să zic așa, gen cutiile astea poștale de pe stâlp, oala aia albă de email cu flori pe ea, dacă mai știi. Aia de 7 litri jumate, de s-o făcea ciorbă în ea. Aia, aia. Mi-a răscolit așa niște amintiri chestia asta. Sunetul ăla de fântână când se băltăcește găleata în apă prima dată de face ca toate alea. Ia, hai să le intrăm măstura în case, că dacă tot am ajuns aici, e păcat să nu intrăm, nu? Hello? Eu sper totuși să nu sară nimic la mine. Ai, de capul meu să mă bată mama. Vai ce m-a speriat, ce-a fost asta? Băi, oameni buni.
Exact. Famous last words. Vai, dacă m-a sărit de... Mi-a scurtat speranța de viață cu jumătate de oră. Așa ceva. Ia, te pomenești că începe să cânte pianul singur acum. Nu, cânt eu. Stai că are flashback. A, doar atâta știe să facă, ok. Am crezut că îl lovește flashback-ul. Doamne, ce mi-o sări sufletul de mine de la bubuiala aia. Aha, iară l-au legat pe ăsta cu sfoara aici, nebunul satului. Bă, dar chiar o fost nebunul satului aici. Te pomenești că l-or fi pus în pod acum. Așa și? Astea ce fac cu astea? Ce ar trebui să pot să le iau? Așa cu mâna goală? Ia uite, cănuța cu compot. Bă, dar n-ai niciun help la chestia asta, pe cuvânt de onoare. Nu zice nimic, nu-ți arată nimic, e... E așa, închis în mentalitate. Ies sfântului de aici odată, că cine știe ce mai... Ia uite și tu, mi-am măscărit ăsta, frate, cu... Ia, e mai bine acum? Hai că parcă i-a mai revenit îmbujorarea, în îngrijorare. Să mă mai duc, să mai... Dar trebuie, că dacă nu rămân pe drumuri așa, fără provizii, fără de-astea. Și aici sare ceva. I could break the door if I had an axe. Stai așa că se complică situația. Apă, unde găsesc eu topor aici, fratele meu? Ăsta se pune? Îi coasă, nu-i topor. Ты ночью ничего не заметил? Тут кострище. Еще дымится. Пою я вам да фок бы тембелуле. Кто-то здесь был Чика... совсем недавно. Хорошо бы проверить дом. Ай, да вяцаме. Deci, o să se întâmple lucruri grele, rău de tot. Aici nu mă lasă să iau nimic. Lăscărică nu deschide ușa. Ce oare? Nu vrea nici așa. Dai că acum deja mă uit. Uite toporul. A meu ești. A meu e toporul, gata, de aici deja devine banal, așa. Dă drumul la lumină. Avem toporul. Ia să-l vedem. Ala-i. Getting worse, ok, we are... Așa, is her pain, couldn't just do it, lack the courage. If you are reading this, be careful. Băi, fraților, deja aici, în momentul ăsta, ne-a zis
că ne confruntăm cu o bătrână nebună. Nu știu dacă voi ați înțeles aluzia, dar acolo unde era casa aia de ne-a zis să dăm cu toporul în ușă, acolo e o problemă. Nici aici numere. Ok, numere. Hai să mergem să o vizităm pe bătrână acolo, să-i dăm cu toporul, să-i gâdilăm ușa. Să mai pui și pe ploaie. Nu e realizat rău, având în vedere că e un joc de tip indie, chiar e destul de forță. A zis cu un cuiat-o aici. Doamna, nu săriți pe mine, vă rog frumos. Vai de tristoșei mici. Ce mă face să strâng din niște încheieturi care nu știam că mă pot durea. Ciocanul nu putem. Așa, luarăm și o canistră. Stai mă, nu înțeleg, nu trebuia să fie doamna aia aici. Săru mâna. Mi-a lăsat compot. Și niște baterii. Astea s-or putea activa? Încă nu. Sau poate vine numai noaptea. Dar pe aici mai am, nu mai am ce face. De acolo am venit. Individul ăla unde s-a dus? Parcă pe aici a luat-o și el. Ah, uite-l. Vrea să check the house sau the outhouse? Băi, asta era închisă. Hello? Bun, și acum ne ducem unde? O fi ceva pe scaun, nici nu e. Dar nu-mi zice și mie... Aaa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 
Ia să vezi acum ce sare pe noi. De ce nu se deschide? Aha. Uite-o. Doamna, te rog să stai calmă, să te ridici încet dacă vrei să comunicăm, da? Te rog eu. Nu sări la mine. Dor mâna. Grandma, are you okay?
Just preventiv. Facem așa preventiv, ca asta sigur sărea. S-a ridicat de aici și îmi făcea aia ceva nasol. N-avea cum să nu se ridice asta la mine. Luăm un minuțel pauză de relaxare psihică. Bârbă puțin. Așa, my friends. Păi, acum mă gândesc, oare e bine că am liniștit-o pe mamare aici, sau... Dar cred că trebuia liniștit-o, oricum ar fi. Ca asta sigur sărea și ne făcea aia ceva nasol. Plus că aveam warning sign-ul ăla. Ne-a lăsat bilet. Atenție, mamarea e periculoasă. Și ăsta au plecat. Unde s-o dus, mă? E în casă? Nu e în casă. E părea pașnică acolo, așa, în treaba aia ei, ce făcea ea. Dar eu știu ce încredere să mai am. Ne mai uităm pe aici, poate mai descoperim ceva interesant. Ne-ar mai trebui ceva mâncare și niște d-astea de... Hello? Am mai fost cumva pe aici? Da. Am mai fost pe aici. Am mai fost pe aici și nu știam ce se face cu astea. Bănet. Și noi nu putem să-l luăm. Bun. Asta am explorat-o. Aici în stânga fuserăm. Avansăm puțin și mergem pe aici. Oare în fân o fi ceva? Sperietoarea asta e mai mult un umeraj de cămeșă cu berg, basc. Aici ce-o vrut oare să fie? Ceva șopron din ăla șmecher, în două ape. Dar și când intri în el te plouă de zici că e afară. Deschide ușa străine, să intru și eu la tine. Bubuie ceva pe aici? Creepy head? What head? Sinister about it. Păi da, că nu arată normal. Dar stai că îl tragem de coarne imediat. Nu înțeleg de ce stă masa așa, că zici că stă contraatac. Au pus ăștia de așa natură încât să nu intre peste noi. Nu pot să-l dau jos de acolo, deși așa tare mi-aș fi dorit. Hello?
Ia să vedem, avem bilețel. Since the beginning of events, ok, s-a schimbat viața. Nu m-a afectat boala, dar avem probleme. Living here is definitely easier. Ok, farming nebunii. Bun, perfect. Ok. Deci să ne așteptăm să fim invadați de marauders și alți din ăștia. Collectible și ceva pe aici? E o conservă desfăcută aia. O baterie de tractor. Leonidas, danke pentru follow. Welcome to the crew, my friend. Enjoy your stay. Hai să vedem. De aici? Uite ce la dulap. Deschide-te, dulap. Deschide-te. Nu vrea, deși teoretic după textură pare că ar fi ceva după ușă. Nu-i bai. Mergem mai departe. Ce avem aici? Ce au încercat ăștia să îngroape? Adevărul cumva? Mângâie ușa cu toporul până e deschisă. Hello, sunt eu. Oh, iar s-aud chestia aia care respiră în ceafa mea. Așa îmi vine să întorc capul de fiecare dată, dar nu, degeaba îl întorc. Că nu se vede nimic în spate. Ăștia le-o zbură cenușa. La mine flicăre lumânarea asta. Mai luarăm niște compot. Am adunat parcă ceva, nu? Avem o baterie, 7 compoturi și un... și un ceva. Hai să mergem la shit house. Always have to check the shit house, my friend. Nu se știe niciodată peste ce dai. Sau ce poate să dea peste tine de acolo. As a matter of fact. În asta nimic ca să deschide, nu să deschide. Asta de vis-a-vis am fost? Parcă? Am fost, nu? N-am fost, dar am intrat cu un tupeu de zici că ai own the place. Ia, ce zice la ziar aici? Chaos is coming. Virus, alea. Scientist, cred că e ceva din Ebola. Așa am nimerit-o, frate, și am nimerit-o pentru că am zis la un moment dat că am impresia că se trage din Ebola treaba aia. Ok. Deci ne așteptăm la indivizi din ăștia virusați să sară pe noi, să ne facă belele, cu alte cuvințele. Bun, am studiat problema până aici. Hai să vedem pe partea asta altă, compot, vodka se ia totdeauna. Aprindem și felinarul ca să avem o viziune asupra lucrurilor. Nu știu dacă neapărat e cea mai bună, dar încercăm.
HP-ul, luăm HP-ul totdeauna, la fel. Creștele, n-avem ce face. Bun. Până aici e bine. Am văzut-o și pe asta la tot. Mergem mai departe. Nu știu încotro. Sau? A, ba da. Am fost la alea două. Nu s-a putut. Aici nu putem intra. Merg cu drumul. A, uite-l mă, ăsta nu a așteptat în ploaie până acum, mă, simpatic. Dar l-a apucat fuga o țărică, așa văd. Cred că mai găsirăm niște cevauri pe aici. Aici e bine? Nu-i bine. Au lăsat portiță pentru șoareci și mutanți. Și ajunserăm la ce? It seems to be ord. Transport. Pe cuvântul tău, păi și ce facem aici? Cum transportăm noi? Canistru svisnului. Придется поискать топливо в деревне. Посараем пока. Avem că dat... Boss, avem canistră, ce ai cam cules tot. Да, уйти канистра, ампусу. Погоним. Gata. Sus. Скрца, скрца, мерджем înainte. Și? Trebuie să fac eu ceva? Отлично. Погоним. Aha. A trebuit să se micadă și să-l ia târâș. Ok, e un pic buggy, dar nu e deal breaker, să zic așa. Nu e atât de incomod. Hai, loading. Păi bun, și? Nu mergem înainte? Hai da! Davai gazul! Не боись, Петрович! Скоро до города доберемся! Deci merem la oraș acum. Din gama, tot așa, vorbă românească de când lumea. Joacă de piele am, o leacă de pataie știu, no, hai da la oraș. Ăștia suntem noi. Eu stau cu toporul scos așa la intimidare, că poate vine vreo lilifurțan din ăsta de vrea să ne... să ne jegmănească de plombele alea de cupru în măsele. Și ar fi o leacă din păcat să... să ni le ia. Nu știu încotro mere, dar... Opa! Ce, o mărâit ursul cumva? Use the railway switch, cum? Aha! Aha! Nu știu dacă am făcut bine, dar a zis use, am use. Avem de tătii. O creangă în drum, nimica toată. Pentru vehiculul nostru motorizat. Să nu știu de ce vede ăsta așa în ceață, i-o fi foame? Păi era foame, frate, fii atent că lui ăsta trebuie să-i dau și de mâncare. Băi, păi și dacă nu mai am să-i dau...
dacă nu mai am să-i dau lui ăsta potol, ce face? Moare de foame, de flămânzeală? Здесь раньше обслуживающий состав ходил. Материалы доставлял. Да, когда-нибудь зарастет тут все. Если на ноги не встанет. Păi bun, eu vreau să mă dau jos aici. Păi stai frate, că aici era șmecherie. Putem și eu să... ceva. Să-l pic pe ăsta de pe șine întâi. Mai mult ca sigur. Așa. Și acum eu să mă duc înapoi să fac macazul. Ca să schimb puțin necazul. Oh. Așa, vezi? Schimbă linia. Du-te cu stânga. Așa faină e toată treaba asta. You got something here, ce-ai? In order not to get bored, pe cuvântul tău. Mi-a pus muzică, bă. Mi-aduce puțin aminte de treaba aia cu Metro 2033, frate. Și la ăla ar mai trebui să mai continuăm puțin cu joaca, că l-am lăsat de izbeliște și îi păcat. A fost foarte fain. Băi. Da, we kind of do feel a sadness. Fii atent că pe fundal muzical din ăsta de depresie îți pune întrebări filozofice. Damn it. Și tot așa mergem, asta e tot ce facem acum, ne dăm cu trenul sau trebuie să ajungem undeva? Cred că trebuie să ajungem undeva, că nu se poate să mergem așa. Ah, flashback, ăla-i. Cinematic. Treabă bună. Hai, loading. Ce ne place nou. Fii atent că rămânem fără benzină acum. Prosc. Конечно, Петрович. End of line. Просьба освободить вагоны. Еще дай чеша. Primul lucru pe care îl face Blaze să duce la uși. Break the chain, don't wait to climb over the fence. Da, bă, evident că nu ne urcăm pe garduri așa. Ia uite, avem rânguță direct. Yesterday brought a large wolf. Ok, apparently one of who had been stealing our sheep. Ok, the beast was strong. Ok. Deci deja aici se nasolește treaba, pentru că vorbim de lupi, de inamici, de toate.
Cyberpunk. Și s-au deschis toate ușile, cum zice românul nostru. Într-un fel e bine că te las așa să vezi cam pe unde poți umbla și pe unde nu. Aici s-o mânji ceva inamic, uite și o roată de TR-45. Ni găinile. Asta se deschide? Nici cu rânguța nu vrea să se deschidă. E un pic târșă să mă duc pe acolo încă. Hai să mai verificăm pe aici, că poate găsim ceva de valoare. Da, uite, baterii și un ciocan. Pe care nici în momentul de față nu-l putem lua. Și aici fuel. Ok, deci n-am putut decât să intrăm în garajul ăla și cam atât. Aici ceva la săculeții de gunoi. Unde mergem? Nu mergem acolo. Hai să încercăm aici, că poate totuși... Nu se deschide ușa asta! Oh, bummer! Nici cu mingea nu putem juca. Ia s-o pălim și pe asta. Fii atent, asta e anti... e capra antitopor, nu se taie. Mă duc eu după nebunul ăla, stai așa că ăsta mă trimite după aia înapoi, că a pierdut el nu știu ce. Don't need to go that far. Poate așa o fi, dar... Deschide-te ușă. Nu vrea. Nu-i nimic, insistăm pe altă parte. Mehehe. Nehehe. Haide tu, ia conserva, n-auzi. După aia ți-i foame și te uiți cu beznă în stomac. Bun, nu s-o putu pe partea aia. Aici trebuie să fie careva viu în casa asta, că iese fum din coș. Ia uite-i. Ăștia sunt. Ce? Revaliu-ai отсюда! Сука, хана тебе! You're dead. Ia de aici bătaie, frate. Direct mare bucată pe ăsta ochi. Ia și pe asta. Mă, tu vrei să mă tai pe mine, mă? Ia uite ce cot în freză, n-a de aici. Mai vrei? Poli și pe ăla de-aia întins rujul. Спасибо, ребята. Всю душу пыть меня вытрясли, если б не вы. Вижу, вы устали с дороги. Могу предложить вам ночлег и теплый чай с малиновой вареньем. Айде капулу и сраку. Hai să vedem acum ce ne pune вот să facem. Так и живем. Тяжело, конечно, но делать нечего. Словно все в прошлое вернулось. Видел, у вас тут электростанция рядом.
Не пробовали запустить систему? Да Петру не знает, у нас жителей в поселке осталось всего ничего. Да и из тех, кто есть, вряд ли кто-то разобраться сможет. Ладно, друзья, надеюсь, вам все понравилось. А мне пора на боковую. Приятно. Боковую, да? Дядя Миша. Мункю Миша! Hai să vedem unchiul Mișa ce ne pune să facem. Привет. Поможешь мне собрать пазл? Vrei să facem puzzle-ul. Și eu cu ce să te ajung, mă, copile? Fii atent că putem să-l ajutăm pe copil. Unii câinele. Stai, mă, că trebuie să-l ajutăm pe ăsta mic. Ce fac cu maroniu? Ce să fie colț. Uite-l, ăsta-i de aici. Și vine aici. Așa-i? Așa-i că vine. Și... ăsta se ia de aici. Și vine aici. Hai că e bun. Și ăsta ar trebui să vină de aici, aici. Și ăsta vine aici. Și ăsta teoretic vine acolo. Practic nu mi se pare că ar mai veni acolo. Care de unde mai ești? Ăsta ar fi aici. Bun, e bine până acum. Marginile de sus să le punem. Ăsta vine aici. Ăsta ar fi pe aici, să zicem. Dar nu, ceva nu se leagă acolo, așa-i? Unde-i, mă, piesa aia, mă, nene? Că încercăm așa. Dar n-are logică. A, uite-o. Fii atent, asta vine. Ia-te tu de aici. Hai. Și așează-te aici. Aia are sens de acolo. Și mai departe. Ăsta oare? Perfect. De acolo vine. Ăsta vine de deasupra lui. Și ăsta nu vine de acolo. Dar ăsta ar putea să fie de nicăierea. Ăsta vine de aici. Ăsta-l dăm puțin la o parte, că nu bate cu nimic. Ăsta vine aici. Hai că începe să prindă formă. Facem copilul fericit, băi, frate, că e păcat așa. Îndita mai joc cu horror să nu faci o faptă bună pentru un copil din ăsta amărât. Și ăsta, haide! Ăsta vine aici. Și ăsta ar trebui să vină aici. Și ăsta aici. Ăsta vine pe aici. Hai că imediat îl terminăm. A, cușica. Dar ăsta nu vine aici. Ăla vine aici.
Hai să vedem. E happy copilul acum că i-am făcut ăsta. Ia zi, copil. Păi bine? Zi-vă și tu mulțumesc, zi ceva. Copil needucat. Ia, ce mai zice aici? Hello, Dad. Ok. Mamă, cât e de citit. Tot de boala era vorba, să se aștepte să treacă ebola aia cu miros de COVID. Nu-i niciun bai. Aia e, bun. Le-am rezolvat belelele. I-am făcut puzzle-ul copilului. I-am stricat joaca într-un fel, dar aia e. Dăm drumul la radio că e bine să ai un pic de atmosferă. Uite, de când erau ei în tinerețe. Și? Acum? Петрович, ты из какого города? Из Липецка. А, серьезно? Че вряд ли удалось? Там, говорят, совсем тяжко было. Я мало что помню. Очнулся на больничной койке. Трупы повсюду. Вон и пятна крови. На это же парень был один. Все бродил по палатам, о помощи звал. А чем ты тоже поможешь? Кончился парень тот. Быстро болезнь сожрала. А у меня иммунитет оказался. Выкарабкался. Теперь даже да, не знаю, что результат. The story of his life. Се трезеште бату до сварта. Spital, vai mama lui și... Hai, am venit, ia, ce vrei? Cu ce te ajut? Zii, băiatul. Nici ăsta nu zice nimica. Păi și? Ce facem? Ne băgăm așa la somn? Nu tu noapte bună, nu tu alea, nu nimica? Aie, dacă nu vrei, nu vrei. Tot nimicuța. Da, mă, copile, uite. Ce nu-i bine? E făcut. A, stai, băi, nu-i făcut bine. De-aia era copilul nemulțumit, mă, frate. Nu-mi zice nimeni, mă, că are urechile puse strâmbă asta. Ia, așa e bine? Здорово! Лепетюрка! Спасибо тебе. Попробую потом сам собрать. Bravo, felicitări. Un pic cap târziu, dar e de aprecie că vrei să încerci. Și pe aici, mai departe? Ceasul ăsta putem să-i facem ceva să tacă, să nu mai ticăie. Sau ce fac? Mă bag la somn. Unde dorm? Aici dorm eu, nu dorm aici. Ala-i. Uite-l cum trage pe dreapta numai. Hai. Dă-i cu game over un pic așa. Visez țipete ăsta. Pariu că are coșmar tot cu spitalul ăla pe undeva.
Poți să jur. Nu? Nu a avut cu ăla, e bine. Are pornirea lentă, e diesel. Asta numără punctele de pe bec. Nu, nu pot să dorm. Да, мне тоже не спится. Одолевают кошмары из прошлой жизни. Nightmares from former life, yes. Давно спросить хотел. Откуда шрам на лице заработал? Да он из тех самых кошмаров. Автокатастрофа. Foarte multă poveste. Foarte multă poveste și tot ne aducem aminte de ce a fost. Кажется, ничто тебя сломать не может. И ты совершаешь глупости. Много глупостей. Некоторые из которых fair enough. Не можешь забыть и простить себе. Hai, fă ceva. A, trăim din amintiri, stați așa că ne-am întors iară cu 30 de ani post Ebola sau ce a zis ăla că ar fi virusul. Aha, 3 7 4 4 0 5 2 4 0. Vai cum erau telefoanele astea pe vremuri. 5 2. Răspunde, sunt eu, Picasso. Nu vrea. Mi-a închis în față. 1 3 Hai și un 2. 1, 4, 0, 8. 1 4. Hai de tu. 0 aici. Și 8. Alo! Să română! Alo! Ce că faci? Aniuta! Privet! Privet, da! Da! Hai da! Da! Da, da! E bine că sunt de acord, noi nu știm ce vorbesc ei, dar ei sunt de acord. Nu! Отлично! Аня, у меня командировка планируется. Может, я заеду на неделе? Ну, creo que мы sunt de acord acum. Хорошо. Хорошо, буду ждать. Давай. Пока. Bun. S-a mers și cu treaba asta. E bine. Răspunde, lăscărică, te sună. Da. Mă zăvă, mi-e candone!
Опа! Mă trezește din apelul vis. Dă-i mare bucată. Ai de capul meu ce mi-au dat în dinți. Băi! Vezi că n-ai bani să-mi pui proteză, fraiere. Vai cum a dat ăla. Nu puteau să găsesc și o metodă mai pașnică să bage loc din screen-ul. Trebuia să-mi dea direct în măsele, așa. Da, bine, my head really hurts, I know that. Și ce să fac dacă really hurts? Uite aici, dă-i în astea. Vezi să nu stai vena. Haide. A, așa vezi, cu grijă. Și acum? Ăla ce-a făcut? M-a bătut și m-a băgat în beci cumva? Haide sus! Sus că poți! E pe semi-pilot automat. Nu merg eu acum. Doar mă uit stânga-dreapta, că atâta pot face. Ia ciocanul, ia ceva, că nu mai e nimic, ți-au luat ăștia tot. Ia ciocanul, ia ciocanul! Aolo, iară i-a dat. Lasă-l mă, că-i bătrân ce-ai cu el, băi. Oh, ce-o să te doare, ce-o să-ți fac eu. Uite și tu, Haldo. Treaba ta. Ce faci, Blu? Ia-mă o palmă, dă-ni-l, fă ceva. Aoleu, Doamne. Ce caracter am, Mărăștean? Și acum deschide carboafa și mă aruncă ca pe sac. Exact ce ziceam. Și încurge apa pe privirea minții, așa. No, nothing. Come on. Do something. Stai că o mai recruta pe careva. Куда едем, парни? Немного проветримся. Și are conducta de evacuare spartă cumva, că văd că iese ceața în interior. Може сигаретка угостить? Nu, n-avem țigări, e scumpe. De ce mă ne? Tormozi, bля. Троск, frână. Давай, освобожу. Ярыжика. Трофей. Ce trofeu, bă, fratele meu? M-am ales pot de 16 ori deja. Ăla tot trage după mine. Au. Stai mă, cum adică pe de unii n-am apucat.
ешь тубой. Гланте. Ну, стайка, ну и видишь. Я дам вот не ручаться. Окей, Мария, проблема в армии. E rușinoasă, dar e sănătoasă. De ce mă mai ascund eu și mă uit înapoi? Nu pot să-i dau direct fugă așa plană. I need to wait for ăla. Păi și ăla dacă nu mai vine, eu ce fac? Îl aștept până când? Петрович, аптечка в кармане не завалялась? Я, да и че. Спасибо, друг. Да, видимо, поставил, ожидал меня полещина тут. Вот так. Жить буду. Хайди, хайди. Идем. Нужно поскорее. Я кума обсервовал. А вы мун Макаров упустит по пост де арма. Мы полосим Макаров в зиуа де ази. In game. Incredibil. Nu știu ce a fost asta. Probabil ar fi trebuit cumva să stau și să-i pălesc pe aia, dar... complicat. Accuracy-ul... infect, de-a dreptul infect, că nu... nu dorea să tragă unde îl puneam eu să tragă. Crosser-ul nu se vedea absolut deloc. Și Jesus Christ, nu te pui tu, Makarov, cu... AK-47. Zic și eu. Deși pe aia cumva trebuia să-i fi pălit. L-au omorât pe moșulic ăla. Păcat. Петрович, у тебя остался кто-нибудь из прошлой жизни? Семья? Друзья? Семья. Да ты вон деврей сочтил. Только далеко они. Так ты их Потерфи, искать собираешься? Да. Унде? А я как был отшельником, так им и остался. Un pic de poveste așa acum. Всю молодость прожигал жизнь. Был везде и нигде, со всеми и ни с кем. Люди вокруг, и там, и тут. А в душе одиночество, пустота. Ok, loading screen, înțeleg. Am avut așa un moment de... vai ce fain.
Надеюсь, хвоста за нами нет. Аулю, ажунсерам ла ораш. Aici, categoric, o să fie mai multă păcăneală. Deși... sper că n-a fi cazul totuși. Adică să am și niște ceva mai multe resurse, zic eu. Iar are ăsta Fizzy Vision de foame. Să găsim pe aici niște resurse, ceva. Ai, puturăm să luăm bateria. Până acum nu puteam să luăm bateria de jos. Înseamnă că aici o să ne fie utilă. Ala să duce încolo. Oare să merg cu el? Мне приходилось бывать здесь. Много это скрыто от глаз обывателей. Угу, Бенни. Și... se intră cum? A. Hai să luăm toporul. Nu de alta, dar ăsta barem nu se consumă. Încuiat. Poate pe aici? Tot încuiat. Mă, să fie. Dar de ce oare? Și asta e încuiat. Pe parcă era vorba să fie de looting, de alea. Mi-ați încuiat ușile pe aici și mă lăsați așa? Ok, nu vrea să hang out pe outside. Vrea să o luăm prin clădire. Eu acum mai instinctiv am intrat în clădirea în care teoretic ar fi trebuit să intru, nu? Da, ok. I could go for this. Ok, un lipiciurcă de plânge pe acolo. Asta ce face? Dau de mai multe ori să mă asigur că cine știe. Lasă-mă că găsim noi să tăiem să intrăm. Tu hai Danci cu mine să verificăm astea, să luăm și noi ce ne trebuie. Uite pe ăștia s-au dus săraci în somn. Mi-e o țără de frică, dacă dau drumul la chestia aia, cine știe ce sare de acolo și mă împăiază? Și dacă stau să mă gândesc și pe undeva până astea ar putea să zacă vreun nod ăsta de sare la mine, așa-i? Ăla se învârte și numai atâta face. Și ăsta nu face nimic.
гол, путавица и гол. Хайди по ича. Așa măresc ăștia nivelul de anxietate când îi văd pe jos, că tot am impresia că urmează să sară ceva la mine. A, uite-l. Uite trapul. Uite-l cum stătea să mă explodeze iară. Îmi strica iară șoșonii ăsta. Dacă bubuia acum, iară râdeam de mine. Cu famous last words, cum zicea Drac. Sper totul să nu sară nimic și explodează Blaze. Și pe aici? Asta e tot? O conservă și atât? Și dacă mă duc în partea aia, ce? Mă pune să-i deschid lui ăsta ușa cumva? Dar nu vreau încă pe acolo. Hai să mai vedem aici sus dacă mai e ceva interesant. Ar putea fi. Vai de capul meu, dacă se ridică ăștia. Ai de viața mea. De ce s-a scris pe mine? Mamă ce m-a... Tocmai ce mă lăudam, că am văzut un fir, că oic de vulturi, de șoim, de... Vai de steaua mea. Da. Ok, acum deja știm unde avem de mers. Deja știm că aici avem o baterie de luat. Asta are Fizzy Vision de foame din nou. Dăm aici o... o conservă de nu știu ce o fi asta, dar i-am dat să aibă. Calbasa, crasna ikra. Știm deja povestea, nu ne mai trebuie să-l băgăm în seamă. Știm că acolo totul e încuiat și că trebuie să mergem în direcția asta. S-au verificat deja ce era de verificat. Aici nu era nimica, mi-aduc aminte. Și nici pe partea asta. Opa, ce e asta? Extintor. Nu ne trebuie. Sus, mă! Bun. Și acum. Aici știm că era firul întins pe partea asta. Și direct mare topor îi dăm. Da bine, îl lăsăm pe vine ca să mă înțelegi. Și luăm conserva. Știm că aici nu mai e nimic deja. Nu-i dăm satisfacție pe partea aia încă. Aici tot așa știm că doar să învârte globul, parcă. Da. N-avem nimica de luat. Dulapul ăsta parcă l-am verificat, așa-i? Da, care aici ăsta. Pe aici am fost? Hai de capul meu. Deci dacă se ridică ăștia la mine acum, să duce sufletului și controllerul și jumătate din viața mea, din HP-ul meu real și din toate. Hai, nu pe aici. Uite firul. Da, el. Dar nu înțeleg, de ce au pus traps? Nu, lecția numărul 1, dragii mei, să nu dăm cu toporul în butelie. Se poate întâmpla o chestie numită explozie și nu e bine. Ok.
Aici povestește ceva despre ce au... ce li s-a dat. Ok, cineva e imun la virus. Povești de-alea de adormit copii, țâncii. Bun, până aici e bine. N-avem pe cine suna. O grămadă de măști de gaze, dar văd că nu pot lua niciuna cu mine, deci... cam degeaba așa. Ok, ne-am uitat la niște poze, nu știu de ce. Artă de-aia abstractă. Și pe ăștia i-am păturit pe aici, i-am lăsat așa împrăștiați. Te rog, nu te ridica. Asta avea bilet. Ia să vedem ce zice aici. We were brought 3 days ago, it's scary, ok, pute urât. Ok, alea, treburi. No visible improvement. Moare toată lumea, ok, terrifying image. Oh, Doamne. Believing that this life comes after. Comes another one. Da. Rezoluțiile unui ateu înainte de deces. Cam așa s-ar traduce treaba asta. Aici ceva fir? N-avem. Nu de altă, dar n-aș vrea să mă mai auto-explodez din nou ca și până acum, că... am văzut că am talentul ăsta să-mi bubui singur existența. Ia să vedem, sertarul numărul 1 este gol, 2 la fel și 3 deopotrivă. Opa. Asta înseamnă că trebuie să fie un cod pe undeva? Stai că trebuie să găsim codul. E păcat să nu... trebuie să fie ceva important acolo, nu? Haide! E zona perfectă să sară ceva pe mine, sper totuși să nu. Nu te stinge lumânare. Băi, destul de sărăcuț în iteme, să zic așa, jocul până acum. Nu prea are dropuri. Și nu văd niciun cod trecut pe nicăieri. Oare ce cod o fi la ăla? Bun, pe ăla l-am liniștit. Ai un etaj mai jos la individul ăsta. Parcă pe părțile astea am fost. Am fost, dar nu găsirăm niciun cod. Unde o fi trebuit să fie scris ăsta? Pe tablouri? Bine, și dacă îi dau așa.
Da. Nu știu, hai să vedem ce se întâmplă aici. Domnul Ebola, sunteți aici cu noi? Ai! Și m-a speriat ăsta cu lanterna lui în frunte. Auzeam ceva că respiră pe aici și nu eram nici eu și nici ăsta al meu. Mi-e și puțin cringe așa, știi, să mă duc aiurea să umblu, că nu știu pe asta ce dau. Așa, ia conserva. Parcă acum se vede o țară mai bine. Și ăsta se duce tot înainte, n-are el nicio treabă, mă, cu nimenea. Nu contează că ăștia-s morți pe aici prin prejur, el se duce, ne. Ce vorbești? Pe aici s-a dus, da, pe aici e. Pe aici s-o împrăștia ceva. Și pe ușile astea nu se poate intra. Asta am fost și asta nu se poate deschide. Deci n-am decât să mă duc după individul ăsta. Și? Шухер, пригнись. У нас компания намечается. Давай быстро в тот зал, пока не засекли. Păi ce run to the hall, prietene, că tu stai cu lumina aprinsă și scolul la cap. Ci că să nu ne vadă, a venit noapte și ăsta stă cu lumina aprinsă. N-ai văzut așa ceva. Și aici ce poate să se întâmple? Așa. Fă tu lumină. Și sar toți acum din toate direcțiile fix pe flare-ul ăla. Dar ce te așteptai să se întâmple? Хреновое у нас положение. Отсюда нет выхода. Сентризатор. Олдорзал. De unde știi tu dacă n-ai tras de ele? Eu nu o să te cred, băi, prietene, niciodată pe tine pe cuvânt că all doors are locked, fără să mă duc eu să le verific. Asta, spre exemplu, ar fi putut să fie deschisă. De ce? Pentru că stă scaunul în ea. Ceva bate în alea, nu-i bine. Поскольку мало кто знает об этих входах. Нужно только оживить этот лифт. Пошарь по помещениям. Где-то должен быть автономный источник питания. Cerem sex in rooms, frate, că am bateria la mine, ești nebun la cap. N-am bateria. Am bateria. Uftim, ia. Где-то должен быть автономный источник питания. Și nu-i nimic în asta.
Aha, curent. Aici e curentul. It's locked. Cum adică it's locked? We have the power. Unlock the door cu toporul, băi. Где-то должен быть автономный источник. Vai de capul meu, care dă cu dinții în ăla, mă, frate? Nu știu ce am luat, dar am luat să fie. Unde-i sursa aia autonomă de ciopi? Păi bun, în cazul ăsta, dacă așa o stat treaba și am găsit cheile alea, eu zic că e pe urgență să mergem la lift, nu? Unde e? Nu e aici, partea altă. Mă dărâm ăia ușa și vin pe noi. Aha, aha, aha. E bun, e bun. Start power 24 de volți, alea. Ne-am ales cu o baterie de toată treaba asta. Aha, bun, până aici e bine, am înțeles tot. Și acum? On? Где-то должен быть автономный источник питания. Păi da, e bine. Где-то должен быть автономный источник питания. 13:9:22. Nu e bine. Stai, mă. Deci trebuie să aibă 24. Cu 9, 17, 5, 22. Sau? Contează? Apare în contează. Și ăsta îmi repetă obsesiv așa, de parcă se întâmplă ceva. 9 cu 18, 27. 9 cu 13, 22. 8 cu 18, 26, 8 cu 13, 23. Stai, mă, că aici chiar trebuie să gândim o țărică cu creierii noștri. Где-то должен быть автономный источник питания. Mhm. Bun, deci aici e șmecheria. Где-то должен быть автономный источник питания. Poate o vrea așa. Где-то должен быть автономный источник питания.
Așa. Nu știu de ce mi-a durat atât de mult, că zici că sunt de la bătut în cap. Atlicina. Ia că am dat drumul la generator, face ăsta fum acum. E bun. S-au aprins luminile pe asta tot. Și la lift. Ala-i. Du-te în lift, bă, băiatule. Și să sparg ușile acum, ia să vezi. Și intră toți aia. Nu toți, intră numai doi. Da, cu grenada. Bistră. Ai, și ce-o bubuidă s-o strâmba liftul. Fiate că s-a stricat liftul acum și noi nu mai putem mere. Pe lângă faptul că ne țiuie urechile de-o. Și e pe alergătura cu, așa-i? Нужно скорее питание отрубить, чтобы эти спуститься не смогли. Ты давай дальше вали, я тебя догоню. Go ahead, unde? Там unde ar trebui eu să mă duc? Иди направо. Дойдешь до развилки, уходи в левый берег. Right. Если вдруг свет увидишь, очерти фонарем круг. Если так же ответь, это я. Если нет, лучше беги. Давай. С Богом. Stai că n-am înțeles, deci mă duc dreapta. Vom vedea noi. Ce s-a întâmplat? Aha. Până aici. Interesant, da? Ajunserăm undeva. Sună telefonul? Nu sună. What's next? Presa locală de pe vremea aia. Ok. Interesant. Ia uite câtă harta, o fi și România pe aici. Bă, fii atent că apare ceva. Împărțită prost, dar apare. Așa, his stash in the vent shaft. Ok. So here we go. Ăla e girofarul care scârțâie așa.
и Мейщере. Ia stai mă, nenică, că... Poate dacă îi pun o baterie nouă, văd și-o mai mult? Dar nu văd nimic, ăsta numai se îngustează. Fii atent că o ia razna ăsta. Mergem așa pe burtă, pe alergătură, ca să vedem unde, dar ce e în regulă? Nu, să nu fie ăsta drumul bun? Nu era ăsta drumul bun, frate, și eu tot insistam să mă duc pe el. Not very smart. Bine că el mă dădea săracul înapoi și îmi zicea, bă, vezi că nu-i bine unde te duci. Bineînțeles că și aici e aceeași poveste. Ceva de lutat și noi? Niște gloanțe ne-or fi bune. Dar oare unde găsim noi așa ceva? Nu găsim. De ce ar trebui să găsim noi gloanțe? Ce să facem noi cu gloanțele? Ce gând burghez. I need to check the living compartment. Ne trebuie codul pentru chestia asta. Unde a fi codul are pentru treaba asta? Dar living compartmentul nu era aici, living compartmentul era mai în spate. Nu era pe partea asta. Cine înțelege asta? Băi, fraților, m-am pierdut, dar m-am pierdut într-un stil așa de șmecher că... Hai, mergem pe aici. Aprinde lumina și dă conserva. Nu vrea să-mi deie conserva. Brichetă mai am aparent. Nu se ascundă ceva pe aici. Dar dați-mă, nene, conserva. Ia uite, poză din realitate pe vremea lui comunismul. Eu am scos toporul așa preventiv, dar nu știu dacă o să am ce face cu el, că tare mică vine și mă roade ceva.
Da, ok. Nu știu de ce am făcut treaba asta. Găsirăm pe aici niște cebauri. Nu știu ce am luat. Ia, chiar ce am luat. Ce am luat, frate? Am luat ceva, dar nu știm ce. Ok. E, luăm o scurtă pauză de publicitate, să zic așa, și revenim imediatamente. Așa, my friends, scuzați întârzierea, am revenit, încercăm să ne prindem ce și unde și încotro și cum să facem. Asta dacă ați mai pierdut, să zic așa, din telemetrie și nu mai știți ce aveam în plan de făcut, trebuia să găsim un cod cumva pe undeva. Uite că ăsta s-o stricatără. Aoleu, ce scârțe în toate direcțiile. Da, trebuia să găsim un cod ca să putem să accesăm o ușă. Până acum n-am reușit să găsim acel cod. Și nici așa nu merge, să vedem, mare brânză. Bun. Noi de acolo venirăm în partea asta. Parcă pe aici mai era. Știu că mai era o cameră de undeva de unde am ieșit noi. Aici ar trebui să fie. Și aici nu vrea să se deschidă. Dar aici zice că ar trebui să fie și un cod scris undeva. In the vent shaft. Am puțin de fizzy vision din cauza foametei, dar e ok. Hai să vedem unde ar putea fi scris codul ăla. Aici oare? Dar nu pare că ar scrie pe aici vreun cod. Poate în asta să fie ceva. Un dosar amărât. Și pe aici trei chestii obosite. Unde a fi oare codul? Pe ce parte a trebuit oare să merg? Oare să fie prin dulapuri ascuns?
Și la dulapuri nu mă lasă să umblu, ceea ce e formidabil. Dar care să fie living quarters atunci? Poate pe partea asta altă. Nici așa nu-i. Și dacă mă duc mai mult încoace, practic mă întorc. Ne scapă ceva pe undeva. Partea asta n-avem. Și pe asta nu putem împinge. Unde trebuia să merem? Unde am ratat și ce? Bine că se aude când trec prin baltă, știi că acolo e bine. Aici oare să fie, la ușile astea? Nu e. Complicat, complicat. Poate o fi pe aici. Dar și ăsta a trebuit să dau cumva, că nu se deschide ușa, dar nu din cauza lui nu se deschide. Uite, niște baterii pe aici. Ce bine că m-am lăsat în jos. Poate o fi scrijelit pe undeva. Dar nu știu, mă, nene. Da, scârț, scârț, e bine. Deci până acum nu știm codul pentru safe-ul ăla de l-am ratat sus. Și nu știm codul nici pentru treaba asta să înaintăm pe partea de aici, nu? Uite, s-a blocat metrou. I need to check the living compartment. Care e living compartment? Unde e ăla? 1, 2, hai, 3, 4. N-au vrut. 1, 2, 3, 4. Nu vrea, mă. Nu vrea, frate. Optișpea. Optișpea ce înseamnă? Că nu e. Dacă bag 18-a, n-am A. Am doar 18. Poate am pe aici la ușile astea alte? Ia. Dar dă-i mă-n el de la, că chiar așa nu se poate. A era acolo. Aici avem vreun cod? N-avem. Și ușa de aici e încuiată.
Și astea ar trebui să fie living quarters. Mă rog, asta e ușa de acolo. Și de aici se încep astea. Dar cine înțelege ce scrie, fratele meu? Aici să fi scris ceva. Pe ce perete? Unde să scrie? În vreo hârtiuță de asta? Dacă îi dau inspect la asta, oare? Nu, mi-arată numai poza. Nu scrie nici pe vreun carnețel. Dar a zis că he hides his stash in the vent. This is the vent. A vent, actually. So where could it be? Oh, dar vai? Să fie oare aici ceva? În acest vent, oare? Țeapă, nimic. Poate în ventul a instalat? Bă, pupariu că e codul din stash-ul ăla. Și trebuie să-i găsim stash-ul. Păi și? Se distinge vreun cod aici? Ceva? De vreun fel? Ăla nu vrea să se miște, ceea ce înseamnă că we are kind of stuck. Astea ar fi living quarters. Ce au numere pe ușă? Unele nici n-au ușă. Dar nu mai știu în care din astea am intrat noi prim. Opa. Dă-te jos. 7445, frate, ăsta e codul. 7445. Dima, I'm sick, bla bla bla, isn't easy, but here's nothing you can do. Don't forget to monitor the indicators. Take the gas cylinder from room 18 to the pantry. I've refilled it. 7445. Ok, gata. Ei mi-au dat indiciu bun, dar până când să se prindă Blaze cum stă treaba și să-l caute pe 7445, o durat o țărică. O țărică mai mult. Șapte, patru, patru, cinci. Atât!
Ăla e. Pro player, my friend. Hello? Au, care dai? Uai, ce cât de sinistru poate să fie scârțâitul ăla. Nu se poate trece pe aici, e bine. Atâta lucru știm sigur, că dacă e să vină ceva, nu putem să mergem în direcția aia, mergem pe aici. Și avem și un pic de loading. Haide, fă ceva cu lanterna. Haide, mă. Fă cu rotundul, cum ți-o zis ăla. Hei! Nu ți-o făcut înapoi. Ai de capul meu, fugi, te ascunde. Nu acolo. Aici. Dă-i. Dă-i, te ascunde, fugi. Ai de capul meu cât de urât a fost asta. Or what was it, nici nu mai contează. Ia bateriile cu tine, ia. Hai de capul meu. Bate ăla la ușă, frate, să intre peste noi. Păi și lumina stricată. Asta se deschide și e gol. Te rog, închide-te. Ai de capul meu. Ai de capul meu, Doamne, cum s-aude totul. Ce? Institutul de cercetare al fuziunii nucleare. Te omoară muzica aici, dacă nu te omoară altceva, te omoară muzica. Sunete din toate părțile. Am înțeles, dacă eu nu pot să merg încolo, nici ei nu poate să vină dincolo încoace, că și pe ei îi arde pe burtă apa aia clocotită, da? Ai. Bun, e încuiată și asta. Pe aici nu se poate, deci numai pe aici se poate. Am ajuns la bude. Și mai departe.
Hai că acum se vede o țărică mai bine, că ne-am mai luat niște de-astea. Am mai băgat puțină mâncare să supraviețuim, frate. Vai, nu se aude. Facem ce aici? Asta ne-a ajutat la ceva. Vai, deci îți dă o tensiune chestia asta. Nu dăm drumul la muzică, că fix asta ne-ar mai trebui. Îți dă chestia asta o tensiune în oase, frate. Sau oare cu geaca în cap eu trebuie să mă duc la ăia? Deci fii atent că am impresia că eu cu geaca în cap trebuie să mă duc în partea aia să trec pe... Aia trebuie să fac, frate. Hai că m-am prins acum care e șmecheria, să zic așa. Aici? Nu, pe aici. Aici mergem. Nu vrea pe partea asta. Trebuie să mergem direct pe la... La apa opărită. Aici era. Aha. La mare fix. Cutscene perfect. Să zicem că am fi semi-safe. Înseamnă că și-o dat și un pic de save jocul. Și? De aici? Hai, dă-ți save, dă-ți save. Atât. Doamnele ajută. Îmi place maxim când își dă save, pentru că ne dă oportunitate să mai respirăm și noi puțin fără să facem infarturi și alte cele. Bun. Totdeauna verifici și puțin în spate, că nu se știe, poate pierzi ceva bun. Dar aici deja pare o secțiune nouă și mare. Și nu știu dacă o să avem timp să o facem pe toată.
sau să încercăm. Hai să vedem puțin despre ce e vorba pe aici. Știți care e chestia? O să vă las așa puțin în suspans și o să ne oprim momentan aici, facem și un mic raid, pentru că văd că timpul alocat pentru joacă pe ziua de astăzi s-a scurs, așa că de ce nu, hai să mergem la cine? La cine să mergem noi oare? Românași. Am fost. Băi, nu suntem mulți, dar eu o să vă las aici mesajul de raid. Dacă sunteți voi simpatici să-i dați un copy și un paste pe unde o merge, eu v-aș rămâne recunoscător. O să mergem undeva unde n-am mai fost de 1275 de ani. Dacă o și merge treaba asta. Bun, e bine. Ei bine, dragii mei, astea au fost altele NUS. Eu vă urez dovleși fericiți și ce vă place vouă acolo, bântuieli, șmechere la sticle de bere, mâncare bună, distracție și ce mai vreți voi. Haolin simpatic să aveți, eu fusei Blaze, astea a fost pe ziua de azi, altele nu mai sunt. Aparent văd că nu ne lasă nici cu raidul, de ce? Dar de ce nu vrea să ne lase oare? Unable to ride. Ok. Stai că ceva se întâmplă, my friends. Așa pe final, ca să fie... Să fie bine ca să nu fie rău. Ia să vedem, aici merge. Nu pot să-mi explic de ce nu se funcționează. Nu putem să dăm raid, my friends. Mai încercăm o dată. Dacă nu merge nici așa, îmi pare că I'm sorry, dar cannot ride at this time. Eh, asta e, my friends, cu părere de rău, nu o să avem raid în seara asta, nu știu din care motiv nu se poate înfăptui acest aspect. Cu riscul de a mă repeta, astea au fost altele NUS, eu am fost Blaze și vă foarte mulțumesc pentru participarea la dovleceala de astăzi. Până data viitoare, rămâneți șmecheri. Ciao, les!